Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de joi, 3 noiembrie. Început de lună fiind, da, 3, dar e început de lună, trebuie să vă amintesc că sunt gata toate horoscoapele lunii noiembrie. Vă rog să le ascultați, mă rog, dacă rezonați cu domeniul, să ascultați atât horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru zodia ascendentă. Ba chiar dacă știți că aveți o zodie ascendentă pe final de zodie, deci undeva gradele 20 și ceva ale unei zodii, puteți să ascultați și zodia imediat următoare, că posibil unele case să fie un pic decalate. Dar este mijloc de săptămână, clar că există și un horoscop al săptămânii pe rol, că este o săptămână interesantă și chiar acum când vorbim au loc niște evenimente interesante. Dar înainte de a intra în povestea zilei de 3 noiembrie, trebuie să-mi cer scuze pentru calitatea sonorului, a sunetului de zile trecute și la horoscopul zilnic am avut niște probleme și la cele săptămânale, din păcate, și la câteva dintre horoscoapele lunii noiembrie, da, din păcate am avut probleme cu microfonul, iată, mi-am luat altul, sper să nu-mi facă probleme. Am mai învățat și eu câte ceva, așa cum am scris pe unul din horoscoapele anterioare, mi-am dat afară inginerul de sunet, adică tot eu sunt acela. Nu mă pricep la tehnică atât de tare decât așa la nivel de inițiat și iată, am făcut-o de oaie pentru urechile voastre și îmi cer scuze că pe aici pe acolo s-au auzit tot felul de interferențe pe care eu le-am numit mesaje de la univers, poate cineva le-a putut capta și traduce ca atare, că cine știe ce transmitea acolo o civilizație extraterestră prin intermediul acestor purici, cum se numesc ei, de sonor. Da, îmi cer scuze, sper să nu se mai repete, sper că această mașinărie să mă țină măcar un an de zile. Se pare că acela a murit că a auzit multe. Câte am vorbit eu în ăștia 2 ani de când l-am folosit, probabil s-a săturat și el de atâtea Pluto și Mercur retrograd și Marte retrograd, că Marte retrograd este vinovat pentru moartea acestui microfon. Am spus într-un horoscop anterior că Marte retrograd în Gemeni are cumva conotație de Mercur retrograd și știți bine, când e Mercur retrograd, una, două, vă spun că mai cade cât un telefon, mai moare cât un aparat, mai avem probleme cu telecomunicațiile, dar iată și sunetul, de ce nu? Da, Marte poate să ducă cu gândul și la chestiuni tehnice pe aici pe acolo. Dar revenim la oile noastre, la ziua de 3 noiembrie și spuneam că are loc un eveniment important. Și anume, de azi înainte, câteva zile de acum înainte mai precis, va avea loc o serie de opoziții, dar nici nu știu cum să le numesc, opoziții sau conjuncții. Pentru că cele trei planete care sunt grămadă acolo, mănunchi, în Scorpion, vor trece peste nodul sud, se vor forma, deci, practic, trei conjuncții la rând, dar în același timp putem spune că sunt opoziții cu nodul nord din Taur, încât sunt simultane, trei conjuncții cu nodul sud, dar de fapt sunt trei opoziții cu nodul nord. E, de fapt, știți foarte bine că eclipsele înseamnă o suprapunere a Soarelui și a Lunii peste axele nodurilor lunare, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută și va reveni povestea asta săptămâna viitoare, pe 8 noiembrie, la eclipsa de lună plină și va fi o lună plină totală cu suprapunere peste nodul nord și nodul sud la momentul respectiv. E, această serie de întâlniri cu nodul sud definitivează eclipsele sau activează eclipsele sau amplifică într-un fel sau altul energia eclipselor. Inclusiv eclipsa de zile trecute de pe 25 octombrie a implicat-o și pe Venus, care iată are acum întâlnirea cu nodul sud, cu axa nodurilor lunare. Nodul sud vorbește mult de karmă, de datorii karmice, de trecut, de bagajul pe care îl ducem după noi și care trebuie la un moment dat conștientizat și asta fac eclipsele la nod sud, iar eclipsele la nod nord ne ajută să le eliminăm, să le reparăm, dar acum le conștientizăm, le scoatem de la naftalină, avem momentele alea de, da, poate de durere, poate de nu înțelegem ce ni se întâmplă și cum Venus se ocupă de sentimente, de emoții, de relații sentimentale, de iubire, de tot ce iubim, acolo o să ne doară inima.
pot reveni din urmă și când zic din urmă, pot fi din viața asta, pot fi din alte vieți, pot reveni sentimente, resentimente, emoții, stări, trăiri de odinioară, poate și acele sentimente de deja vu, măi, parcă am mai simțit lucrul ăsta, oameni din viața noastră pe care i-am iubit și acum reapar într-un fel sau altul, ca parteneri karmici, ca datorii karmici în această existență, da, pentru unii și suflete pereche care sunt mai norocoși, deci iubirea din urmă vine peste noi. Să mai învățăm ceva, că nodul sud ne mai atrage atenția, vezi că pe aici n-ai făcut ceea ce trebuie într-o viață anterioară. Ai fost infidel, ai înșelat, ai violat, ai lucruri de alea iubirii. Și unei avem și un astfel de trecut ușor dramatic, dacă nu și tragic pe aici pe acolo. Și acum vin toate aceste stări. Cum? Greu de spus. Când intră nodurile lunare în joc, nu sunt niște evenimente, sunt mai degrabă niște trăiri, stări, emoții aparte. Și Venus cu asta se ocupă, cu trăirile. Deci să nu vă mire crizele de lacrimi, crizele de regret, de resentimente, amintiri ciudate care vin cine știe de unde, persoane din trecut, ori din viața asta, ori în alte vieți care dau buzna în viața noastră și ne-o cam dau peste cap acum, să învățăm ceva. Pot să moară relații, nu uitați că Scorpionul se ocupă și de sentimentul morții, dar moartea o putem lua la propriu sau la figurat. Deci pot să moară relații, dar ca să înceapă altele, pentru că Scorpionul o ia de la zero de fiecare dată, unde trebuie să moară, și aici vorbim de lucruri nocive, toxice, periculoase, riscante, de care nu ne putem elibera, ne ajută aceste eclipse să dăm afară veninul, otrava, suferința, tot arsenalul ăla de emoții negative în general. Dar până una alta probabil trebuie să le readucem de acolo din rărunchi, din adâncurile noastre și nu înțelegem de ce trăim niște evenimente cu un impact emoțional major. Plângem, ne mulgem părul din cap, nu înțelegem, răbufnim, suntem agresivi, spargem pahare. De ce? Pentru că acolo în interiorul nostru un suflet nu mai suportă niște lucruri. Sufletul a venit, sufletul din noi, spiritul, la asta mă refer, a venit pe pământ să învețe ceva și iată, în astfel de momente, mai parcă se upgradează la momente de eclipsă spiritul. Spiritul este într-un trup, a venit într-o carcasă de carne ca să aibă pe unde să mișca, dar acolo el primește lecțiile, el evoluează. Nu putem ști cât de evoluat suntem, nu scrie etichetă pe noi spirit evoluat sau spirit neevoluat. Toți am venit să evoluăm, că de aia suntem pe pământ, că cine nu mai vine pe pământ, slavă Domnului, e acolo sus și se bucură de eternitate. Dar de aia am venit. Toți care ne aflăm într-un anumit moment pe pământ, și spunea cineva la un moment dat, mi-a plăcut ideea asta, că e bătaie pe un trup. Cam așa este. Atât de multe spirite sunt acolo care așteaptă întruparea că e bătaie, e concurență, ca la medicină. 15 în loc, cam așa ceva. Mi-a plăcut ideea asta că e coadă la nașterea unui copil să vină la întrupare ba unii ba alții. Dar cam asta o să trăim, niște lecții de viață. Că cine ne-am întrupat, în niciun caz nu suntem perfecțiune întruchipată. Nu suntem, n-am fost și nici în viața asta nu suntem perfecți. Greșim, mințim, ne abatem, nu facem ceea ce trebuie. Nu ne îndeplinim rolul, misiunea pe acest pământ și de aia ziceam că momentele de eclipsă sunt conectare la sursă. E un stick, noi suntem, sau spiritul de noi are un stick și pune în locul ăla de USB stick-ul și se mai reîncarcă un pic programul. Ia vezi, uite, lecția asta, de aia ai venit pe pământ, pentru lecția asta. Și la o eclipsă, pachii se aduce aminte și în perioadele de următoare mai învață ceva. O upgradare de sistem facem noi la eclipse. Și avem eclipse de două ori pe an. Deci odată de două ori pe an ne ducem un pic la nava mamă și mai primim niște informații de acolo. Să ne așteptăm deci la niște stări ciudate, dar știți bine că Scorpionul se ocupă cu emoții extreme. De la plus la minus, de la cald la rece, de la totul la nimic. El nu umblă cu jumătăți de măsură. Vai ce frumos o să fie peste un an, când o să înceapă eclipsele în balanță. Alea o să fie mult mai ușoare.
mai plăcute într-un fel sau altul, nu atât de dure cum sunt cele ale scorpionului. Dar sigur, toți trecem prin așa ceva, nu moare nimeni, nu îi cade cerul nimănui pe umeri. Cineva spunea că, vai, mi-e frică. Nu e motiv de frică. Sunt lecțiile obligatorii prin care trecem. Și trecem tot timpul prin astfel de lecții. De când ne-am născut până închidem ochii, lecții peste lecții, că asta este pământul, asta este trupul, o școală. Ne întrupăm într-o școală în care să învățăm lecția aia, lecția aia, lecția aia pe care în alte vieți le-am greșit, suntem corijenți la unele lecții. E, și acum primim o lecție despre dragoste, primim o lecție despre posesivitate, despre pasiune, și știți bine la ce fel de pasiune vorbesc când vine vorba de dragoste, despre controlul pasiunii, despre emoțiile alea cele mai adânci ale noastre. O să fie bine, nu aveți motive să vă îngrijorați, dar de viitoare o să mai avem câteva pe aceeași axă a Scorpionului. Se va întâlni și Mercur cu nodul sud, se va întâlni și Soarele cu nodul sud, deci acum se termină efectiv energia eclipselor. Sau nu știu dacă se termină, cât se amplifică într-un fel sau altul, ca la eclipsa de lună de săptămâna viitoare de pe 8 să se definitiveze de-a binele. Și atunci vom pune un punct și o să vedem efectele. Că efectele după aia se vor simți încă 6 luni, nu acum. Acum este startul, acum este declicul, acum se apasă butoanele. Și câte butoane avem acolo? 4 în total. Una la luna nouă de zile trecute, acum 3 conjuncții pe bandă rulantă și săptămâna viitoare ultimul buton, dar maximum așa, când va fi luna plină cu eclipsă de lună. Da, interesant pentru toată lumea să vedem ce efecte o să aibă. Un astfel de eveniment a mai avut loc acum vreo 18 ani, această trecere a nodului sud peste Venus sau Venus peste nodul sud, ele merg așa, una peste alta, practic, ca două trenuri prin aceeași gară, dar se ating tangențial, așa razant, cu umărul și fac un schimb de informații acolo. Unul zice, nodul sud zice, da, s-a bifat și lecția asta, Venus se conectează cu SB-ul, cum ziceam, la nava mamă și primește. Își aduce aminte de fapt ce are de făcut în perioada imediat următoare. 6 luni de acum încolo. Cam atât am avut de zis. Nu uitați de toate horoscoapele care vă așteaptă pe site, săptămânal, Astrodrama, vorbesc despre eclipse și în Astrodrama lunii noiembrie, fiecare horoscop al lunii noiembrie, zodie natală, zodie ascendentă sau chiar pentru unii zodie imediat următoare, zodie ascendente. Și haideți să vedem o zi de 3 noiembrie. Pe unde își lasă această energie de transformare? O zi bună să aveți mai ceva ca în horoscop. Voi berbecii, aveți un spirit foarte bătăios, ambițios, pus pe competiție, dornic să câștigați orice concurs de împrejurări. Parcă se naște în voi o dorință fantastică de a fi primul, de a ieși primul dintr-o luptă de idei, luptă de putere. Poate sunteți și un pic cam impulsiv, cam grăbit, poate nu puteți ține sub control o anumită energie, deci grijă cum vă comportați cu orice energie pe care o puteți scăpa de sub control de altfel. Sunteți nervos, sunteți agitat, vă irită orice sau poate și voi iritați pe unii pe alții. Aveți o ușoară tendință de a-i enerva pe alții. Ori o faceți pe gică contra, ori da, vă băgați în orice discuție și aveți mereu o contradicție acolo de emis. Parcă vă puneți împotriva multora, hai să nu zicem tuturor. Și o țineți pe voastră, încât foarte probabil un astfel de moment să genereze un conflict de gusturi, de idei, de păreri, dar în care o țineți pe voastră. Interesant este că s-ar putea, așa cum gândiți voi, atitudinea asta pe care o aveți voi vis-a-vis de subiectul ăla pe care o țineți sus și tare, să vă faceți adepți sau să aveți deja un grup de suport care gândesc ca voi, spun aceleași lucruri ca voi. Încât cine știe, creați acolo un fel de alianță, un fel de echipă pe același principiu. Dar e un principiu de asta un pic împotriva curentului.
Voi credeți în conspirații, voi credeți în ce ni se ascunde, în fake news, în lucrurile astea bine secretizate. Așa parcă aveți impresia că peste tot sunt inamici și asta este, găsiți oameni oarecum similari cu voi și vă plac astfel de oameni. Normal, când vorbiți aceeași limbă sau despre aceleași subiecte, e mai mare dragul să fiți în acest mediu. Dar e împotriva lumii. Aveți alături oameni și poate chiar intrați în contact cu ei acum, oameni care gândesc tamam pe dos decât acest grup al vostru de, hai să zicem, grup de suport pe anumite idei, cum am zis. Ideea conspirației, ideea că ni se ascunde ceva, ideea că e vreo alianță secretă, ocultă, mondială, chestii de astea, wow, ascunse, secrete, bizare, în care unii cred și pe care le susțin până la capăt, până în pânzele albe, ceea ce faceți și voi. Și vă place să fiți stimulat, motivat, susținut în opinia voastră, că vedeți că și alții au aceeași viziune ca și voi. Nu pot să spun că voi aveți dreptate sau ceilalți au dreptate, dar o țineți pe voastră. E cum ziceți voi și când vedeți că și alții vă țin partea, parcă și mai bătăios sunteți. Taurii, voi trebuie să aveți grijă cum discutați cu niște persoane din preajma voastră. S-ar putea să aveți o întrevedere cu o persoană dragă vouă, poate partenerul de viață, poate un prieten drag. Și care această persoană s-ar putea să fi fost rănită în repetate rânduri de poate atitudinea voastră neadecvată în anumite momente. L-ați rănit, dar nu v-a dat seama. L-ați jignit, dar nu v-a spus. Parcă acest om a primit din partea voastră de mai multe ori aceeași lecție, aceeași lovitură, dar a tăcut. A suportat, a suportat, a suportat. Dar se pare că ce se întâmplă acolo în Scorpion dă multora curajul de a deschide gura să spună ce-l doare. Mai ales acum cu această întâlnire a lui Venus, care cine este chiar guvernatoarea voastră cu axa nodurilor lunare. E acel sentiment că ați fi vrut de mult, sau alții ar fi vrut de mult să vă spună, dar poate și voi sunteți în situația asta. Și voi ați simțit acolo o emoție, o frustrare, o supărare, o dezamăgire, multă vreme închisă în cutie și se deschide cutia. E acel sentiment de, măi, ți-am suportat de 100 de ori greșeala asta, gata, până aici. Ce înseamnă până aici? Greu de spus, pentru unii răbufnire, pentru unii criză de lacrimi, pentru unii despărțire, pentru unii ușă trântită în nas, că nu mai merge așa, nu mai merge încă o dată, că a mers de câteva ori. E ca atunci când iertați aceeași moșicie a cuiva, iar și iar, dar până într-o zi, oricât de drag va fi omul ăla, dar până la un punct. Și s-a cam umplut paharul pentru voi, taurii, sau pentru altcineva care, din păcate, l-a tot rănit așa din când în când. Și-a tăcut, și-a iertat, și-a tăcut, și-a iertat. Dar se pare că ultima lovitură, când o fi fost asta, l-a îngenunchiat, l-a terminat și arată. Adică reacționează, cu alte cuvinte, face ceva. Plânge, își cere drepturile, vă spune niște adevăruri ținute acolo în adâncul sufletului lui, să nu vă mirați că cineva a stat în banca lui, în suferința lui multă vreme și a tolerat și abia acum vă spune. Dar se poate să fiți și voi acela care abia acum deschideți gura și dați afară suferința, veninul, frustrarea, toate emoțiile negative care nu mai pot fi ținute. Gemenii, posibil să simțiți voi așa o mică problemă de sănătate pe aici și pe acolo, o suferință. Poate exista această problemă de sănătate. Parcă stătea acolo în planul 2 și nu dădea semne. E, uneori, boala sau, hai să zicem, un dezechilibru al corpului, nu neapărat o boală, boala este un semnal de alarmă. Este o frână care nu vă lasă să faceți ceva. Că e ca atunci, tocmai am spus în introducere că dragul de spirit are el multe de învățat în trupul ăsta și uneori nu-l auzim pe acest spirit până nu ne trimite niște junghiuri pe aici și pe acolo. Voi primiți niște junghiuri, niște dureri, niște insomnii, ceva atât de fizic încât
nu le puteți ignora. Că dacă ar fi o emoție, o durere așa sentimentală sau altceva, probabil ați putea trece. Dar vă doare corpul, vă doare ceva. Nu puteți dormi noaptea că e un dezechilibru în organism. O indigestie, o durere de dinți, o durere de cap, o problemă care e foarte probabil în curând să vă trimită și la un medic ca să vedeți despre ce este vorba, dar nu e boala trupului ce se întâmplă acolo. E boala spiritului, e boala locuitorului ăla din interiorul vostru care nu-i mulțumit de ceva, nu i s-a dat ceva, nu ați făcut niște schimbări voi, cel care conștientizați lucrul ăsta. Nu l-ați lăsat să facă ceva din ceea ce era lui dat, v-ați abătut cu alte cuvinte, parcă v-ați pus împotriva spiritului vostru, deși toți voi sunteți acela, clar, numai că pe lângă spirit mai este și mental, mai este și inima, mai sunt atâtea alte etaje care n-au conlucrat între ele. Voi sunteți o instituție în care o instituție se ocupă cu mintea, o instituție cu munca, o instituție cu acțiunea, e spiritul, dragul de el, era acolo într-un locșor. Dar tocmai el, care el a venit în trupul ăsta să joace un rol, tocmai el n-a fost lăsat să își exprime punctul de vedere. A fost înăbușit. Tu taci acolo, taci acolo, a spus mintea, taci acolo, a spus inima, taci acolo, a spus o altă latură a eului vostru. Și abia acum se trezește el așa să vă spună ceva, dar nu se face auzit, nu ajunge intuiția, nu ajunge vocea interioară, nu ajung tot felul de avertismente pe care dragul de spirit vi le trimite să reacționați. Și atunci vă doare. Încât vă doare ceva. Vă doare fizic, vă doare psihic, dar vă doare atât de tare încât s-ar putea să aveți o stare de asta de disconfort, de insomnie, de durere, ce să mai vorbim, acută. Bizară, nu e o boală, ce e acolo nu e o boală, deci da, chiar dacă vă duceți la medic, s-ar putea medicul să vă spună nu știu ce ai. Sunt și unele boli de natură karmică, nu se instalează boala, nu vă îngrijorați, nu despre asta e vorba, dar e un semnal de alarmă să vă aplecați un pic în interiorul vostru. De ce mă doare? Și cum v-am mai recomandat și în alte filme și inclusiv în horoscopul anului, știu că am spus în multe locuri, să căutați acea listă, nici nu știu cum să-i spun, listă de boli, dar cu conotații spirituale, acele cauze spirituale ale bolilor. Și probabil durerea aia voastră unde se instalează, că vă doare urechea, că vă doare cotul, că vă doare genunchiul, de fapt atenționează că ceva din modul vostru de a fi, de a gândi, de a relaționa, de a trăi, de a face, nu-i corect. Și spiritul acolo își trimite săgeata. Uite, îți dau o lovitură în gât, să te doară gâtul, dar să te doară de nu mai poți vorbi, pentru că ai o problemă în strânsă legătură cu gâtul. Și căutați pe lista cu pricina de ce vă doare gâtul. E un exemplu, dar poate să doară orice, dar anume să vă duceți să verificați pe alte căi, nu la medic. Da, poate în unele cazuri e nevoie și de medic, dar uneori bolile nu au cauze fizice, au cauze emoționale, spirituale, psihice și probabil asta trebuie să căutați. Pentru rac, voi trebuie să revizuiți o strategie. Ați pornit o acțiune în care ați pus multă pasiune și când zic acțiune, poate fi orice lucru care vă făcea plăcere. Investeați tot ce aveați mai bun, era singura voastră preocupare, era locul în care v-ați concentrat așa toate fascicurile de interes ale vieții voastre din ultima vreme. O iubire, un hobby, un vis. Un vis plăcut vouă, deci ceva drag vouă, era ceva de care ziceați, wow, ce îmi place lucrul ăsta, n-am să-l abandonez niciodată. Om, situație, loc și așa mai departe. E tot mai acolo s-ar putea să intervină o piedică, problemă, probă, care să vă pună la încercare dacă acțiunea asta voastră în care investiți totul are sorți de izbândă sau dacă vi se potrivește, mai mult decât atât, dacă e pentru voi. Că unii poate, da, v-ați aruncat, ați investit tot, ați mizat totul pe carte, pe o carte, cum s-ar spune, dar au început să apară probele de la eclipsele astea citire. De parcă cineva acolo sus vă testează. Ia să văd. Chiar vrei lucrul ăsta cu adevărat? Chiar e pentru tine? Chiar îl meriți? Unii e sigur că îl meritați.
Sigur, și o să primiți și rezultatele de rigoare. Dar alții, anume apar niște piedici, niște bețe în roate, care bețele astea n-au rolul de a vă scoate din circuit. Nu, ci doar să vedeți. Găsesc soluții să scot bețele astea din roate? Că dacă găsiți soluții, înseamnă că mergeți mai departe, în etapa următoare. Probabil este un demers așa, cu câteva episoade, nu gata, dintr-o lovitură am scos bețele din roate și merg din nou. Nu, e o probă și încă o probă, o etapă și încă o etapă, o lecție și încă o lecție, dar cumva repetabilă aceeași lecție ca să vă arătați voi voința. Da, vreau lucrul ăsta, îmi place lucrul ăsta. O iubire. Treceți prin mai multe probe de încercare în iubirea aia, anume să arătați destinului că o meritați, că e pentru voi. Și bineînțeles, știți că și relațiile, mai ales cele karmice, așa cum este perioada asta cu posibile iubiri de natură karmică sau probe de natură karmică în iubire, toate astea au rolul de a, da, de a se repeta, de a trece prin același punct iar și iar și tot ne întrebăm de ce, de ce repetăm aceleași șabloane relaționale, de exemplu, ca să arătăm că vrem lucrul ăla. Că dacă am abandonat la primul hop, mi s-a luat și jucăria și la revedere. A, vrei? Bun, ia să-ți mai dau o probă. O treci pe asta, bravo, ia următoarea, o ridic în intensitate. Și s-ar putea un astfel de moment să aveți voi. Poate ați trecut deja prin câteva probe. Repetarea unui moment care vă pune la încercare voința, dorința, ambiția, visul. Ia să văd, visul ăsta al tău are viitor, are sorți de izbândă, ai ce investi în visul ăsta? Pentru că este ceva drag vouă, este ceva ce inima voastră cere. Da, pasiune, da, iubire, da, o plăcere, da, o preocupare de care vă creează bucurie și o împlinire mai degrabă decât bucurie. Dar nu e pe gratis, nu e un dar care vi se oferă, ia-l și bravo, bine că a trecut prima probă. Nu, sunteți precum la campionatul mondial de fotbal. Ați trecut de preselecție, ați intrat în campionat. Ați intrat când se duc toate echipele în prima etapă, intrați în a doua etapă, care înseamnă optim și tot așa, cam așa este și povestea asta de viață prin care treceți acum. O preselecție până când se limitează toate probele astea și va fi și una finală, așa ca finala de la campionat, când puteți câștiga sau pierde. Dar poate că veți câștiga. Pentru voi lei, parcă cineva v-a ținut socoteala unor acțiuni în care ați investit foarte multă pasiune, preocupare, plăcere, emoție. Ați investit în ceva sufletește mai ales. Mult ați investit. Și parcă cineva, așa cum spuneam, a stat cu catastiful să măsoare investițiile voastre de pasiune, iubire, emoție în situația respectivă. Și ce se întâmplă acum pe axa asta a nodurilor lunare este un fel de examen intermediar. Ați dat deja niște examene și țările trecute la eclipsă. Ba chiar și acum 6 luni. E un examen cu mai multe etape. Și vine și examenul ăla care s-ar putea să vă atingă la emoție, la sentiment, la mod de a iubi, la mod de a fi iubit. Parcă e un bilanț. Vă spune cineva, și asta e destinul, dar bineînțeles, destinul lucrează prin diverse instrumente, oameni, situații, împrejurări, stări, emoții și așa mai departe, vă pune la încercare modul de a investi așadar sentimente sau de a primi. Ia să văd, știi să oferi iubire, știi să exprimi iubire, știi să primești iubire. Iubirea e o unitate de măsură pentru voi. Dar când am zis unitate de măsură, cineva are două talere acolo. Cât ați investit voi într-o relație, cât ați primit, așa un farmacist se joacă cu greutățile în plan sentimental. E și unora, mai bine zis, ar putea să le zgândere sufletul acest eveniment. Și când zic sufletul, poate fi vorba de un bilanț din ultimii nu știu câți ani. Revine cineva din trecutul vostru, vă amintiți ceva din trecutul vostru, vi se reproșează ceva de demult sau, cine știe, poate chiar stări din altă viață care vin sub diverse emoții ciudate, vise,
bucurii fără motiv, tristețe fără motiv, crize emoționale, sentimentale. E un examen pe care unii s-ar putea să-l treceți foarte bine și aceștia sunt cei care au investit, au dat, au primit 50-50. Adică farmacistul e mulțumit ce are pe un taler, cât dați cu ceea ce e pe celălalt taler, cât primiți. Unii ieșiți foarte bine, echilibrat la această analiză, dar alții aveți acolo niște goluri, aveți niște lipsuri, aveți niște suferințe nevindecate, niște treburi neînvățate, de fapt, niște lecții neînvățate. N-ați învățat lecția fidelității, n-ați învățat lecția sincerității, n-ați învățat lecția comunicării, toți aveți câte un punct lipsă pe unul din talere și acolo vi se arată ceva. Uite, aici ai fi putut mai mult. Uite, aici ești corijent, aici n-ai prea dat, aici n-ai prea primit, aici se putea și altfel. Și vine sub formă de stări, cum am zis, o lecție de viață. Bineînțeles, s-ar putea să nu fie peste noapte, s-ar putea să nu fie doar acum, poate unii treceți prin această stare de a vi se reproșa. Cam așa s-ar putea să vină această analiză. Farmacistul ăla, între ghilimele, care se joacă cu unitățile de măsură și cu talerul, e cineva, un om drag, care vă acuză, vă reproșează, vă judecă, vă atenționează, vă avertizează, vă aduce aminte, vezi că ai fi putut face așa? Sau poate propria conștiință, dintr-un punct de vedere. Și ca atare veți primi în colecție. Unii o să vi-o asumați și o să o puneți în aplicare, alții o să reacționați, nu, n-am eu așa problemă, dacă mai sunt și oameni orgolioși care nu acceptă că fac niște greșeli, posibil și asta. Și deci trebuie să vă gândiți un pic. Și poate nu doar azi, câteva zile de acum încolo o să aveți multă analiză de asta retrospectivă de cine știe când încoace, de acum 9 ani, de acum 18, de acum o viață, de acum 7 vieți, în care vin aceste, hai să zicem, reproșuri, într-un fel sau altul, că puteați mai bine, că existau și alte variante decât ceea ce ați făcut și poate chiar o revenire înapoi pe drumul cel bun. Fecioarele, posibil voi să doriți de ceva vreme să încheiați o relație. V-ați dat seama că n-are rost, până aici a fost, ați fost lovit de prea multe ori, rănit de prea multe ori, jignit, afectat într-un fel sau altul de anumite relații. Nu prea l-ați mai simțit pe acest om prieten, pe aceeași lungime de undă, probabil a și demonstrat de câteva ori ce hram poartă și că nu vă simpatizează prea tare, cu siguranță eclipsa a lăsat niște efecte la capitolul relațional, s-ar putea să fi deschis ochii cu privire la adevăratul caracter al unui om și nu mai vreți această relație, vreți să încheiați toate afacerile și la revedere. Să ieșiți dintr-o colaborare, să ieșiți dintr-un job, să ieșiți dintr-o iubire, să ieșiți dintr-o căsnicie, că e un trecut acolo care deja vă apasă, e prea mult. De atâtea ori v-a îngenunchiat această situație, de atâtea ori v-a rănit, v-a lovit pe la spate. Nu, cu siguranță duceți ceva neplăcut. Sau pentru unii, sentimentul ăsta de ostilitate vis-a-vis de cineva e din altă viață. E un fel de inamic karmic care v-a fost prin preajmă în această existență într-un fel sau altul. Vecinul, prietenul, colegul de serviciu, colegul de bancă, dar cu care ați simțit voi ceva că nu e în regulă acolo, nu vă plăcea de el, îl țineați la respect și el se comporta ca atare, v-a rănit în repetate rânduri. Și vine această eclipsă care vă zguduie taman această relație, încât vă ridicați așa un pic și îi spuneți și ce, gata. Numai că inamicul e inamic până la capăt. El nu vrea să renunțe la jocul ăsta, că v-a simțit pe undeva fragilitatea, sensibilitatea, ostilitatea și îi place, încât el s-ar putea să vrea să vă zgândere în continuare. Nu scap tu de mine așa ușor, cam așa zice acest om. Cum? Îmi zici tu mie stop? Nu, eu zic stop când vreau eu. Da, poate într-un fel sau altul vreți această eliminare acestui om din viața voastră. Posibil, dar nu s-a terminat datoria karmică față de acest om și rămâne acolo să vă toace până când își termină arsenalul de săgeți. Când va rămâne fără săgeți, la revedere, o să dispară din calea voastră. E și ca atare, unii
Da, aveți forța de vă lupta împotriva acestui inamic, să-l dați afară, poate nu peste noapte, să-l dați afară într-un fel sau altul din viața voastră. Punct, stop joc până aici. În timp ce alții vă străduiți să ieșiți din această relație, tot plecați, se întoarce sau pleacă, se întoarce, dați afară, vine pe fereastră, pentru că nu și-a terminat tirul de energii. Pentru că energiile astea, sau mai bine zis, atitudinea asta lui care nu vă mai place, v-a obosit până la culme, e lecție pentru voi. E instrument didactic acest om. Prin acest om voi învățați o lecție. Învățați lecția toleranței, a voinței, a luptei. Cine știe pentru ce lecție a venit acest om? Trebuie să conștientizați. De ce nu scap eu de vecinul ăsta care mă toacă mărunt? De ce? Nu că e un vecin și trebuie să vă certați cu el. Clar că acel om, cine o fi el, a venit cu un rol. Fratele, vecinul, prietenul, colegul, pacientul, clientul. Toate astea sunt o doză de energie probabil dusă la extrem. De aia ați ajuns probabil și la ostilitate, și la ceartă, și la conflict, și de la respingere, ca voi să învățați ceva. Și până la urmă sigur că o să învățați. Unii ați învățat și relația se va termina. Unii n-ați învățat și relația va continua până când lecția aia va fi bifată și cineva acolo sus o să spună: da, gata, poate să plece X din viața ta. Balanțele, voi trebuie să fiți foarte rezervate la informațiile care vă trec pe lângă ureche. S-ar putea să ajungă prin preajma voastră, un personaj foarte plăcut, foarte atrăgător, foarte sexy, foarte wow, foarte interesant, incitant pentru voi, care vă poate zăpăci de-a binele. Puteți intra în mrejele sale, vă îndrăgostiți, aveți încredere în el, îl lăsați în casa voastră. Deci clar că pune o mască foarte atractivă. Numai că în spatele acestei măști e minciună, sunt gesturi incorrecte, nu e un om de calitate. E doar imaginea de el, e doar fațada foarte atractivă. De aceea, de voi depinde să sondați așa un pic în adâncul spiritului vostru, nu sufletului vostru, în adâncul spiritului vostru, că el, de acolo, din interior, pe diverse căi, intuiție, presimțiri, stări fizice ciudate, frică, fior pe șira spinării, acest spirit vă atenționează cu privire la caracterul acestui om pe care voi nu-l vedeți. Că e atrăgător, poate iubire acolo, poate sexualitate, poate cine știe ce joc al manipulării face acest om și v-a prins cumva în ghiare, dar noroc de spiritul ăla care are experiență. De ce are acest spirit experiență? Pentru că omul ăsta cu care se joacă, cu mințile voastre, cu inima voastră, cu corpul vostru, cu cine știe ce se joacă, cu banii voștri, cine știe cu ce instrumente vine în viața voastră, acest om, pe acest om îl știți din altă viață. E un spirit cu care ați mai comunicat cândva și data trecută ați pierdut enorm din partea acestui om. Încât el, spiritul din omul din fața voastră, simte că îi merge și de data asta. Noroc că spiritul din interiorul vostru îl simte, îl presimte, îl miroase și vă atenționează. Încât lăsați-vă duși de feeling, de ce mă simt eu ciudat în preajma acestui om. Da, mă simt incredibil de atras, dar totodată și temător, dar și totodată fricos, dar totodată parcă nu m-aș băga. E o luptă așa între, așa parcă niște magneți, dar știți cum sunt magneții, ori se atrag, ori se resping. Cam asta simțiți voi, și atracție și respingere deopotrivă. Și vreau și nu vreau, și îmi place și nu-mi place, dar nu înțeleg de ce. Pentru că omul ăla, ca să vă păcălească din nou în această viață, și-a pus o mască mincinoasă, anume ca să intre în lumea voastră, să intre pe sub pielea voastră, să ajungă la voi, că dacă ar fi oribil din prima clipă, n-ar ajunge lângă voi. Și vă fur. Și cum voi sunteți o zodie care ține foarte mult la frumusețe, la dulcegării, la lucruri frumoase ale vieții, cu asta intră omul, cu o fațadă frumoasă. Wow, ce frumos e omul ăsta la exterior, dar ce urât e la interior. Și asta trebuie să descoperiți, urâțenia probabil sau
lucrurile urâte din caracterul acestui om, bine camuflate de ceva frumos. Voi, scorpioni, clar că sunteți vedetele momentului multă vreme de acum încolo, că tot spun lucrul ăsta. Asigur că și pe voi vă afectează tirul ăsta astral. Totul a început la eclipsa de pe 25, totul se va activa în săptămâna asta și se va termina într-un fel sau altul, se termină sesiunea, dar nu înseamnă că efectele sesiunii nu se vor simți încă multă vreme de acum înainte. Se termină examenele, dar pe urmă examenele își arată roadele. Ia să văd, implementezi ce ai învățat în sesiunea asta sau poate nici măcar o sesiune, e o școală. Voi vă duceți la un curs intensiv care durează între cele două eclipse, dar ce ați învățat la acest curs intensiv de destin, arătați 6 luni de acum încolo, 9 ani de acum încolo, o viață de acum încolo. E, și a venit și lecția iubirii pentru voi. De fapt, toate aceste trei planete vor primi lecții. Ce să mai vorbim? Și Venus, și Mercur, și Soarele. Toate trei, aproape simultan, ce să mai vorbim? Dar ce resimțiți voi așa bizar, mai ales că zilele viitoare va intra și Uranus în rol cu o serie de opoziții, bineînțeles că am vorbit în horoscopul săptămânii și în cel lunar despre asta, aveți o stare de respingere. Vin către voi niște lecții, dar nu le primiți, ceva de genul, nu, eu n-am nevoie de lecția asta. Ori ziceți că știți deja lecția aia, ori, da, aveți un ego suficient de puternic și nu acceptați că aveți pe undeva aceste slăbiciuni, puncte sensibile ale vieții voastre. Parcă cineva vă arată, uite, tu ai o problemă la capitolul fidelitate, într-un fel sau altul. E un exemplu. Și voi ziceți, nu, domnule, na. Dar e o fațadă. Ce arătați voi e cocoșul din interior care trebuie să-și arate putere. Eu n-am problema asta. Pe mine nu mă doare chestia asta. Dar pe interior vă doare lucrul ăla de vă termină. Dar la suprafață nu vreți să arătați. Dar cine vă cunoaște și aveți în preajmă suficiente persoane care vă simt că aveți această problemă pe care viața într-un fel sau altul vă atenționează că o aveți și trebuie să o lucrați, să o rezolvați, să o eliminați. Acești oameni, că s-ar putea să fie mai mulți prin preajmă, vor să vă ajute dacă îi lăsați, că sunteți și foarte încăpățânați, că sunteți și foarte setați pe propria persoană, individualiști, nu, eu, da, cu trei planete acolo, clar că eu-ul vostru e cu casa. Nu prea acceptați ajutor. Îi țineți pe toți la respect, refuzați ajutorul, refuzați lecțiile, refuzați sfaturile. Eu, las că eu mă descurc în toate. Dar situația asta prin care treceți și pe care o camuflați foarte bine sub formă de n-am nimic, o să lase urme, dacă nu chiar deja se văd aceste urme. Probabil acești oameni sau, hai să zicem, o singură persoană, măcar o persoană dragă vouă, insistă. Parcă stă acolo și vă bate la cap să vă ajute, să vă ajute. Într-un fel sau altul devine sufocant, copleșitor, enervant cu dorința lui de a vă fi de ajutor. De ce? Pentru că acest om e trimis de undeva de sus ca un fel de instrument pentru în ajutorul vostru, dar prin care voi puteți rezolva problema aia. Unii oameni vin în calea noastră cu niște roluri. E omul ăsta care e acolo lângă voi și vă tot bate la cap. În diverse forme. În unele cazuri poate fi prieten, iubire și așa mai departe. În alte părți poate fi rivalul, poate fi cel care vă pistonează, vă atacă, vă zgândere. Deci depinde de oamenii pe care aveți în preajmă. E omul ăsta care tot e acolo și nu mai puteți scăpa de el ca o albină care vă sună la ureche. A venit să vă înveți lecția aia și va sta acolo până când o să-i deschideți poarta. Până când o să-i ziceți, hai bun, hai, joacă-ți rolul. Bineînțeles, ce zic eu este metaforic. Dar o să-l țineți la respect, nu și nu și nu și nu, până când o să intervină cumva viața, destinul și să-i dați voie acestui om să-și joace rolul. Că de aia a venit în calea voastră. Cât o fi venit, o oră, o zi, o săptămână, o viață, dar e acolo să vă bată la cap până când veți învăța lecția pe care el a primit-o ca misiune personală în viața voastră aici și acum. Voi, săgetătorii, s-ar putea să vă treziți așa de dimineață sau poate chiar pe timpul nopții cu un gând, cu o frică, cu o emoție.
un vis, pentru că pe parcursul nopții vi s-a transmis un mesaj de la Univers, pe semne. Dar un mesaj pe care s-ar putea să nu-l puteți decodifica, nu-l înțelegeți, sub diverse forme. Unii, o teamă ciudată, poate fără obiect, așa, o anxietate fără obiect, nu știți de ce nu dormiți noaptea, de ce vă mănâncă pielea, de ce vă doare capul. Sunt niște simptome bizare ce simțiți voi. Da, unii, da, gânduri, amintiri care vă zgândere pe acolo în timpul nopții. Totuși, acestea vă pun pe gânduri încât s-ar putea, poate câteva zile de acum încolo, nu doar acum, să faceți din această nedormire, să zicem așa, să faceți un proces de conștiință, de analiză. Măi, de ce simt lucrurile astea? De ce mi-e frică? De ce mă doare capul? De ce mă doare sufletul? De ce? De ceuri de astea existențiale? Și din toate aceste deceuri, până la urmă, clar că vor apărea și răspunsurile. Și eclipsele au rolul de a da răspunsuri. Numai că răspunsurile la voi nu vin pe tavă. Uite, asta e răspunsul. E un da, e un nu, înseamnă cu tare. S-ar putea să vină pe căi foarte bizare, cum am spus. Vise, stări, emoții, simboluri apărute în cale, coincidențe, sincronicități, melodii la radio, știri la televiziune, toate astea vă transmit ceva, dar nu le puteți încă lega așa, parcă sunt piese de puzzle care deocamdată nu se leagă între ele. Sau ingrediente, mai țineți minte jocul acela televizat Fort Boyard, care primeau indicii, cam asta primiți voi acum, indicii, dar aparent indiciile astea n-au nicio legătură și de-aia vă întrebați, măi, de ce? Ce înseamnă indiciul ăsta? Ce înseamnă ăsta? Ce înseamnă ăsta? Încă nu se leagă. Dar le puneți acolo, le așezați în memorie ca niște ingrediente care la final o să vă dați seama de ce le primiți. Poate pe unele le primiți de multă vreme, semnale de alarmă, avertismente, vezi că, ai grijă că, și de-aia aveți așa, poate și o stare de teamă ce vă marchează pe voi. Dar toate astea într-o zi se vor lega. Cine știe dacă nu și faceți deja acest proces de legătură, de conexiune. Ia să văd, de ce am primit-o toate indiciile astea? Care e punctul comun dintre toate astea? Că ce va ieși în cele din urmă din această analiză a tuturor acestor indicii va fi o soluție practică, să știți ce aveți de făcut. Aha, uite, de aia nu mergea aia, de aceea eram oprit din mers, de aceea a ieșit cu tare din viața mea, de aia nu mi-a ieșit o afacere. Ați avut niște întrebări existențiale, probabil în urma unor momente delicate ale vieții voastre și care v-au lăsat așa cu mari semne de întrebare. De ce? Și deocamdată primiți răspunsuri, dar le primiți așa cu țărâita, cu indiciu, cu bilețele. E, bilețelele astea într-o zi se vor aduna și cine știe dacă nu chiar acum, la această serie de eclipse, ori acum, ori peste 6 luni, da? Din păcate, pentru unii poate să mai dureze, o să primiți aceste aha-uri, mai de aia. Poate unii deja ați avut o astfel de revelație și deja v-ați dat un răspuns care începe cu de aia. Capricornii, voi s-ar putea să schimbați cursul unor evenimente. Erați implicat într-o acțiune în care ați depus multă pasiune, multă ambiție, vreau lucrul ăla, era totul, vi se părea totul. Aproape că ați investit toate resursele în visul ăla, planul ăla, acțiunea aia, direcția aia. Vi se părea că e singura variantă și cea mai bună. Și de aia ați investit totul, că dacă aveați dubii, poate investeați jumătate, dar nu, totul ați investit. Într-o iubire, într-o pasiune, într-o acțiune, într-o afacere, în ceva, wow, care vi se părea maximum, apogeu. Eclipsele astea pe semne au început să zguduie acest totul pentru voi. Și începe să aveți dubii, începe să nu mai credeți că e totul, încep să apară alternativele, alte variante, deci nu aia unica, singura, cea mai cea, ci parcă cineva vă deschide așa încetul cu încetul ochii, arătându-vă alte variante, cum am spus. O iubire, wow, el e omul vieții mele, spuneați voi, dar ați cunoscut pe cineva cu care parcă simțiți ceva bizar, măi,
De ce simt că celălalt era iubirea vieții? Începeți să vă îndoiți că un lucru unic în viața voastră nu e unic. Poate există și alte căi, poate există și alte variante mai bune decât aia unică, cea mai perfectă și cea mai minunată. Încât nu e exclus ca pe perioada acestor eclipse, punctul ăla central spre care duceau toate drumurile se destramă. Nu mai puneți toată pasiunea acolo, începeți să o treceți pe planul 2 al vieții voastre, nu pe planul 1, cum era până mai ieri. Descoperim că există și altceva. Măcar la fel de bun, dacă nu mai bun de atât. Sau deocamdată le puneți pe același talar. E cam la fel, ziceți voi. Dar măcar a mai apărut varianta a doua cu care puteți compara, că înainte nu comparați. Înainte era un superlativ cea mai cea și punct. Acum începe să apară termenul de comparație. Mai o fi la fel de bun ca, asta înseamnă termen de comparație. Mai bun, mai puțin bun, mai frumos, mai urât, mai așa, mai așa. Deja acest mai detronează superlativul pe care l-ați pus acolo pe piedestal și vi se părea totul. Din totul începeți să diminuați și probabil în câteva zile, luni, probabil de acum încolo, lucrul la care strălucea așa ca un soare pălește. Nu mai e atât de important. Iubirea aia nu mai e perfectă. Fă frumos nu mai e fă frumos. Jobul ăla de vis nu mai e de vis. Și există altceva care, cine știe, luptă așa din spate, aleargă, așa îi suflă în ceafă acestui superlativ să-l detroneze și să ia locul într-o zi. Vărsătorii, voi s-ar putea să simțiți foarte profund toată seria asta de eclipsă, pentru că Scorpionul pentru voi este într-un sector foarte important și v-am mai spus lucrul ăsta, în zona carierei, zona succesului, zona realizării, zona satisfacției voastre maxime, punctul de maxim al vieții voastre, piedestalul vieții voastre, catarul, acolo unde e faima, acolo unde e reușita, acolo unde e totul pentru voi. Și când zic totul, chiar e totul, pentru că Scorpionul cu asta se joacă, cu totul sau nimic. Și trei planete acolo, cea mai mare pondere, de altfel, e ca și cum dacă zodiacul ăsta al nostru ar fi o farfurie plată și puneți niște bile pe farfurie asta, acolo, în zona Scorpionului, atârnă cele mai multe, că sunt trei planete, cele mai multe. Mai sunt ceva prin Pești. Da, inclusiv luna trece prin Pești, de astea, deci e undeva o pondere între Pești și Scorpion, din multe puncte de vedere. De aceea e un fel de trezire a voastră, a listei de priorități din viața voastră. Foarte încrâncenați erați pe o prioritate, era totul, era universul vostru. Totul gravita în jurul unui punct al vieții voastre. Pentru unii o iubire, pentru alții o afacere, pentru alții familia, pentru alții jobul, dar aia era tot, nu mai exista nimic altceva. Sau, mă rog, exista, dar foarte departe în clasament. Era o discrepanță majoră, imaginați-vă așa, o 90% într-o zonă și un 10% în altă parte. Cam asta era ponderea care atârna spre punctul ăla central al vieții voastre, de care v-ați legat toate visele, de care v-ați cramponat, a devenit un fel de obsesie, de vreau asta că altceva nu există, dacă obțin lucrul ăsta aș fi fericit, vreau cu orice preț. Și totuși eclipsele astea încep să zguduie un pic ponderea asta de valori, că i-ați dat suprapreț acelui lucru. Da, poate merita acest suprapreț, de aia era atât de important. Cariera, e totul, dar sunt pe val, dar ăsta e momentul, dacă nu lupt acum, atunci când? De aia ați investit major, 90% din resurse acolo. Dar s-a ivit ceva, sau se ivește ceva, așa, se ițește, cam asta e sentimentul, parcă a apărut o scânteiuță, nu ceva mare care să vă atragă atenția. Undeva, în partea cealaltă a clasamentului, unde nu prea vă uitați, a început să mijească ceva. O
flăcărui, că mititic, așa, dar flacăra asta e abia la început și începe să vă suscite interesul. Și sunteți precum un șofer care conduce foarte concentrat mașina lui, că știe că face bine ceea ce face, e țelul lui, trebuie să ajungă la o destinație, dar cu coada ochiului vede o scânteie și îi distrage atenția, așa, și din când în când se uită și e din ce în ce mai interesat de ce e acolo, dar e undeva periferic, în planul 7 al vieții sale, vieții voastre, cu alte cuvinte. Dar începe să vă atragă, începe să vă intereseze, se naște acolo un interes deocamdată, dar cine știe dacă nu crește în intensitate. E o mică ispită, e o atracție plăpândă deocamdată, dar incitantă. Probabil o să-i dați apă la moară, probabil o să crească flăcăruica asta și cine știe. Încetul cu încetul stinge din dita mai torța pe care o aveți dincolo, ca să o alimentați un pic pe asta la altă mititică. O iubire maximă acolo, dar care poate fi sufocantă, obsedantă, copleșitoare, dificilă, dar apare dincolo una timidă, mititică, așa, dar care nici nu vrea să vă deranjeze. Dar începe pe voi să vă intereseze. Cine știe ce iese de acolo, din ceva ce n-ați fi dat șanse cu altă ocazie, vine din urmă, așa, prinde viteză, prinde contur, prinde putere flăcăruica aia și într-o zi, cine știe dacă nu poate veni o schimbare totală de sens, de la maximum acolo, la maximum dincoace. Pentru voi pești, luna intră în zodia voastră, încât mâine, poi mâine, va fi pe acolo, se apropie de întâlnirea cu Neptun, de întâlnirea cu Jupiter, despre care vom vorbi mâine. Dar primiți niște informații voi. Niște informații care s-ar putea să vă pună pe gânduri foarte serios, pentru că sunt taman pe dos de cât le știați voi, le așteptați voi, credeați voi că sunt. O anumită situație în viața voastră, ați analizat-o voi cât ați analizat-o și i-ați dat o etichetă. Lucrul ăsta este așa, puncte, puncte. Și i-ați făcut o descriere. Și ați transformat-o în credință, în convingere. Așa stau lucrurile în situația asta. Nu le mai schimb. Eu cred cu tărie că lucrul ăsta e așa. Eu cred cu tărie că o convingere. O convingere fixistă, exclusivistă din multe puncte de vedere. Numai așa e așa. Eu cum cred eu că altceva nu există, ziceați voi despre un anumit lucru. Dar eclipsa începe să vă, de-aia am zis că vin niște informații, să vă destabilizeze un pic fixismul ăsta, exclusivismul ăsta. Și parcă informațiile alea care vin, da, pe care greu o să le acceptați, încep să vă arate că nu e chiar așa cum ziceați voi, 100% e cum zic eu, spuneați. Nu e chiar așa. Începe balanța să se miște un pic. Mai apare și varianta a doua în partea cealaltă. Și probabil începeți să vă îndoiți voi înși vă de veridicitatea, valabilitatea ideilor pe care le-ați avut vis-a-vis de lucrul ăla. E ceva ce puneați în față un niciodată sau întotdeauna. Eu niciodată puncte puncte, eu întotdeauna puncte puncte. Ca asta înseamnă convingere care devenise crez de acum. Începe să vă îndoiți de crezul vostru și începe să vă îndoiți că eu niciodată sau eu întotdeauna, niciodată devine uneori, întotdeauna devine uneori. Apare un personaj pe care îl priviți altfel, că înainte îi puneați o etichetă foarte rigidă. Nu, eu pe ăsta nu-l iubesc, eu pe ăsta nu-l ascult, eu pe ăsta nu-l respect. Începe să vă înmuiați. Nu înseamnă că sunteți manipulabili, nu? O țineți pe a voastră. Dar vă convingeți singur că nu e așa cum credeați voi. Situația aia nu e neagră cum o vedeați voi. Are niște culori acolo. Nu e albă cum o vedeați voi. Are un pic de gri în spate. Scorpionul cu asta lucrează, cu alb sau negru, totul sau nimic, extreme.
Zona de mijloc la Scorpion nu există, dar tocmai asta vi se arată, că există o zonă de mijloc sau există și extrema cealaltă. Există și reversul medaliei, există și alb și negru, există și da și nu, există și cald și rece. În același punct al vieții voastre sau al unui personaj. Și asta s-ar putea să începeți o analiză a acestor informații. E și da, dar e și nu. Am zis eu că e da, dar dacă e nu. Am zis eu că e albă, dar dacă e și neagră. Și probabil o să stați o vreme să vă informați, să puneți în balanță, așa, așa, stânga, dreapta. Că până la urmă tot o convingere o să se creeze de aici, un gata, așa rămâne, o concluzie trasă, dar poate nu o să mai fie atât de exclusivistă, limitativă, nu o să se soldeze cu o concluzie gen niciodată sau întotdeauna, ci un pic mai maleabil, un pic mai flexibil, un pic mai adaptabil la situație, e și așa, dar parcă aș mai lua și de dincolo un pic, este un da, dar aș lăsa oricând loc și de un nu sau invers. Este un om periculos, dar parcă l-aș cunoaște mai bine. Este un om atractiv, dar parcă aș sta un pic la distanță. Deci așa, vă lăsați o ușă de evadare din zona aia foarte rigidă. Era o curte interioară în care voi vă mișcați, precum într-o închisoare, și ziceați, curtea asta n-are uși. Și începe să apară o ușiță undeva și spuneți, ce-ar fi să ies din cadrul ăsta atât de limitat? Și probabil, precum Contele de Monte Cristo, o să începeți să săpați la ușița aia, să vedeți ce e dincolo de ea. Că dincolo de ea este și altă viziune decât cea pe care o vedeați normal între pereții celulei voastre. Asta e ziua de 3 noiembrie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape. Sper că m-am auzit, am să verific și eu sonorul, sper să n-am surprize, dar poate nu o să mai am probleme. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.